Bună dimineața, dragii mei! Astăzi este 9 septembrie și ghiciți ce? Leonard Valentino Aga, Cocosax, are un gig și m-am decis să vă iau cu mine și să vă arăt ce înseamnă să fii un artist, un muzician în Marea Britanie, cum s-ar spune, în Londra. Este un gig foarte interesant și sunt foarte entuziasmat. De-abia aștept să vă arăt ce fac. Până acum doar m-am trezit, mi-am băut și eu cafeaua, toată siesta de dimineață și mai vedem ce urmează, vă pup! Așa, dragii mei, este ora de plecare. Am echipat saxofonul în spate, costumul este pe hol și mergem spre gig. Vreau să menționez că sunt 31 de grade și mă topesc. Londra. Nu. Deci Londra nu este făcută pentru călduri atât de mari. Londra este făcută să ai 24 de grade, 25 de grade maxim și atunci să fii caniculă și o să fie o zi sau două și după să plouă, să se răcurească. 31 e prea mult. Așa, în sfârșit am ieșit afară. Am uitat să vă zic că acest gig e la Nobu Hotel, ceea ce chiar sunt foarte entuziasmat. Mereu am vrut să merg la Nobu, mai ales că și când e epic, să zic așa. Din păcate nu este metrou până acolo, sau dacă e metrou o să fie foarte greu de mers, așa că trebuie să luăm un autobuz și să așteptăm puțin să bem o cafea undeva sau un ceai, ceva, am să văd ce. Mie îmi place foarte mult să beau iced tea pe piersică de la Starbucks. I recommend that shit. Așa că vă mai țin la curent. Am făcut cea mai bună alegere, că nu m-am îmbrăcat direct în costum, ci m-am luat pantaloni scurți și tricou. În general, dacă, să zicem, gigul începe la 5-6 și sau începe se face la 3 sau 4, te îmbraci direct, nu mai are sens. Dar na, m-am îmbrăcat acum în cămașă, blugi, pantofi, n-aveam nicio șansă, așa că, hurei, pentru mine am mobila albă. Trebuie să merg să-mi pun bani pe Oyster, să iau autobuzul. Nu mai folosesc contactless din simplu fapt că e enervant. Da, ce pot să zic? E bine. De-abia aștept să beau iced tea-ul ăla. Da, m-am decis că-mi iau iced tea. Vă pup. X. Cafenea. Am ajuns cu o oră înainte de soundcheck. Așa se face. Ce pot să zic? E ok, dar este extrem de cald. Nu pot să-mi imaginez cum se poate trăi în căldura asta. Bine că măcar e 2-3 săptămâni pe an și ai. Mi-am luat un smoothie până la urmă. Ce ți-a fi destinul ăsta? Nu pot să-ți faci planul niciodată. Nu mai zic că am vrut ice latte, dar nu mai aveau gheață. Terminarea planetei. Dar în fine, e ok. Așa că o să mă ciluiesc și eu puțin, o să ascult muzică. Ce să zic? Așteptăm să începem. Jimmy. Am ajuns la Nobu, să intrăm și să vedem ce se întâmplă. Bum, și am ajuns la Nobu. Suntem în green room acum.
E super. Și bem și noi un suculeț, ne simțim bine și așteptăm să înceapă evenimentul. Dragii mei, și am ajuns aici. O să facem soundcheck-ul. Vorbesc așa încet că trebuie să fiu mai silențios. Asta este scena. Să înceapă distracția. Trebuie să menționez că nu ne vedem cu Jordan și sunt Jordan 4 aici. Și e super cool. Sunt fan Jordan. Nice. Bună, dragii mei, nici nu am mai filmat când am ieșit de la gig. A fost incredibil, a fost cel mai frumos vibe posibil. Un hotel și un restaurant de nota 1 milion pentru mine. Mâncarea a fost incredibilă. Oamenii s-au distrat. A fost superb. O să ne vedem data viitoare în următorul vlog. Vă pup și vă mulțumesc din suflet dacă ați urmărit acest vlog până acum. Tschüss!